Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Prima și a doua decada a lunii decembrie sunt perioade dizarmonice, în primul rând, pentru sănătatea peștilor, care le poate afecta întreaga viață. Abundența problemelor și responsabilităților care pot cădea în sarcina lor poate duce la căderii nervoase, oboseală, pot provoca conflicte cu ceilalți. Prin urmare, peștii vor trebui să uite de dorințele și planurile lor și să acționeze în concordanță cu situația care se ivește, cu cerințele superiorilor lor și cu nevoile profesionale. Cu toate acestea în decembrie, peștii vor fi foarte dinamici și eficienți. Vei putea să termini lucruri importante și să-ți consolidezi realizările. Evita aventurile și riscurile nejustificate dar nu ignora coincidențele bune, profită la maxim de ele, îți vei putea realiza un vis vechi, dragoste. orică de mult visează pești la o relație serioasă, luna decembrie poate fi o lună catastrofală pentru ei. Va trebui să te mulțumești cu flirturi ușoare și întâlniri fără sens. Motivul pentru aceasta este volumul excesiv de timp cheltuită la locul de muncă, dar nici acolo nu vei rămâne fără atenție. Este probabil o poveste de dragoste la birou cu un coleg, care nu va dura mult timp, dar îți va da încredere în tine. Pentru cei care sunt într-o relație, astrele promit o legătură mai puternică. În ciuda faptului că sunteți foarte ocupați, veți putea să rămâneți aproape și să vă bucurați unul de celălalt. Unele distrageri din cauza unor chestiuni urgente nu vor face decât să adauge entuziasm cuplului tău. După 15 decembrie, poți conta pe mărturisiri sincere și pași serioși cu a doua jumătate. Cuplurile căsătorite se vor confrunta cu dificultăți minore și tentații. Nu te flata cu relații trecătoare. Sănătatea O relație tensionată cu ceilalți îți va afecta negativ starea sistemului nervos, atât de mult cât o cădere nervoasă să nu poată fi evitată. Toate acestea pot duce la o exacerbare a bolilor cronice existente. Pentru a rămâne liniștită, poți recurge la tehnici de relaxare, învață yoga și practicile de respirație și fii mai des în aer liber. Mulți pești vor fi scutiți de melancolie și stres prin sporturi active. Fitnessul, dansul, înotul în îți vor permite, de asemenea, să uiți de tensiune nervoasă. Încearcă să dormi cel puțin 8 ore pe noapte și să mănânci bine. În a doua decada a lunii decembrie, este bine să nu contactezi niciun medic, există o mare probabilitate să ajungi la specialiști fără scrupule. Din același motiv, este bine să eviți homeopații, vindecătorii și alți reprezentanței medicinei alternative. Când apar simptome de boală, este bine să consulți un medic pe care îl cunoști din propria experiență. Banii În decembrie, peștii se pot aștepta la un flux de succes la locul de muncă. Cel mai mare succes se așteaptă pe toți cei care lucrează cu tehnologie și creativitate. În prima decada a lunii, vei putea în mod repetat să-ți demonstrezi cu succes talentele. De fiecare dată ți se va garanta succesul și recunoștința financiară bună. Cei care sunt ocupați cu propriul negoț ar trebui să introducă o nouă abordare a afacerilor. Stabilitatea financiară poate deveni cel mai mic interes pentru pești. Te hrănești cu inspirație și recunoaștere, iar succesul material este doar un plus la toate. Cu toate acestea, profitul va veni de la sine și te va mulțumi din nou în cea de-a treia decada a lunii decembrie. Cu cât economisești mai mult cu atât finanțele vor crește mai repede și ar trebui să ții cont de acest lucru și de zica la veche care spune că banul trage la ban. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!